Orașul Strășeni a beneficiat de 1.375.000 de lei pentru reparația a 5 grădinițe, bani oferiți de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova. La grădinița numărul 2 Mugurel, lucrările au fost finalizate. O comisie formată din autoritățile locale și raionale, firma de construcție și conducerea grădiniței au evaluat calitatea executării lucrărilor, iar ulterior acestea au fost recepționate. La grădinița numărul 2 am executat lucrări de finisare a încăperilor, vorba despre casa scării, la trei blocuri. Pe perioada executării lucrărilor a fost stopată eșalonată activitatea unor grupe de copii, a declarat directoarea grădiniței. A fost necesar ca să stopăm activitatea unor grupe eșalonate în această perioadă, dar totodată am vrut să acordăm și posibilitatea constructorilor ca să își îndeplinească lucrările, deoarece am vorbit cu părinții, i-am rugat foarte mult să fie înțelegători, pentru că e necesar să se organizeze, să se petreacă aceste lucrări. Potrivit prestatorului, în prezent se desfășoară lucrări de reparație la grădinițele numărul 1 și 4. Conform contractului, avem termen până la 30 iunie. Cred că da, și cred că deja două grădinițe sunt finisate, încă două sunt în proces de lucru, cred că ne încadrăm în termen. Banii acordați de statul român vin să soluționeze parțial unele probleme cu care se confruntă instituțiile preșcolare. Problemele legate de sistemul de canalizare, încălzire, necesită finanțări mult mai mari, bani de care autoritățile publice nu dispun. Soluția ar putea veni odată cu atragerea de noi investitori. Necesitățile sunt mult mai mari. Noi, în limita resurselor financiare disponibile, alocăm și din bugetul local, dar necesitățile, după cum vedeți dumneavoastră, sunt depășesc chiar 10 și 20 de ori. De aceea, noi încercăm și alte surse, alți investitori să atragem pentru a soluționa problemele existente din cadrul instituțiilor din orașul Strășeni. Din cele 20 de milioane de euro alocate de Guvernul român, urmează să fie reparate peste 400 de instituții preșcolare. Banii vor fi utilizați pentru reconstrucția clădirilor, dotarea lor cu mobilier și amenajarea terenurilor de joacă pentru copii.